Banii strânși în urma meciurilor de fotbal virtual dintre echipele de e-sports ale Politehnicii și Rapidului au fost donați pentru producerea de viziere de protecție. Cele 329 de bilete vândute au însumat 4.935 de lei. Drucheria a decis să susțină și o altă inițiativă în lupta contra coronavirusului. Astfel, banii au fost donați către Cosmin Ivănescu, cel care și-a transformat expoziția de trenulețe realizate la etajul Gării de Nord în atelier de producție pentru viziere de protecție, destinate personalului medical din linia întâi. Cei aproape 5.000 de lei vor susține costurile de producție pentru 1.200 de viziere, ce vor ajunge în zilele următoare la Spitalul CFR din Timișoara și la Spitalul din Lugoj. De asemenea, o parte din bani va fi folosită pentru achiziționarea de alimente pentru 5 persoane în vârstă de peste 80 de ani, fără sursă de venit. Fanii Viola sunt renumiți pentru implicarea lor în plan social și numeroasele acțiuni caritabile desfășurate de-a lungul timpului.